A revenit cu penultimul meci al Galei Invincibili Centre Viorel, Simeon și Rudy Encarnacion. Lângă mine este Leonardo Oftei, cel cu care sper să asist la încoronarea încă unui campion mondial la box. Este vorba de Adrian Diaconu, cel de-al doilea în acest moment în boxul profesionist din România, ceea ce a reprezentat o premieră absolută. Nu ar fi ceva neadevăr, avem o școală bună de box, meritam acest lucru să ieșim pe piața mondială cu sportivi profesioniști. Este prezentat Rudy Encarnacion, cel care are 18 victorii la profesionist, 8 dintre acestea prin knockout, 11 înfrângeri și 2 meciuri la egalitate. Un boxer experimentat, 29 de ani. Cel despre care Rudelo Breja spunea că este foarte periculos. Viorel este un luptător, l-am văzut și la amatori, îl știm de ani mulți și cred în forța și în puterea lui de a munci, de a se antrena. Un campion la amator, Viorel Simeon, care ne-a impresionat și pe noi. L-am văzut la Sport.ro în ultimele 2 partide ale sale, în gala de la Constanța, unde și în gala lui Tănăsie din Spania. În ambele a câștigat neînvins la profesionism. Are deja un stil perfect, o să-l vedeți imediat, vă va impresiona. Are un stil de luptător agresiv, care tot timpul este un atac. Această centură este un pas important pentru mine, spunea Viorel Simeon, cel care astăzi boxează pentru centura WBC mediteraneană la categoria apană. A avut 56,750 de kilograme Viorel Simeon, cu 100 de grame mai puțin Encarnacion. La categoria pană, limita 57,153 de kilograme este limita acestei categorii pană. Meciul va dura 10 reprize. O repriză de tatonare din partea celor doi. Iată că Viorel s-a instalat la jumătatea ringului și încearcă să-și ducă adversarul în corz, acolo unde el știe să se lucreze cel mai bine. Când spun lucrez, mă refer la loviturile de brațe. Stânga, dreapta, crușeu sau percut, lucruri care sunt foarte, foarte... și intră foarte bine lui Viorel. Iată un croșeu, a încercat să-l agate cu un croșeu de stânga, coborât cu stânga la abdomen. Se blochează bine. Pune stânga, o dreaptă a încercat, o dreaptă peste gardă. Și am pițat cu... Au, stânga, dreapta, uppercut, croșeu, cu ce viteză a putut să dea aceste lovituri. Și împinge adversarul în corzi, totul este gândit din partea lui Viorel, se blochează bine. 3 stângi a reușit să dea în acest moment. Provoacă adversarul, lucru care nu mai vezi în ultima perioadă. Un boxer foarte spectaculos, Viorel Simeon, căruia îi place să se bată, nu vrea să fure victoria. Stânga urmată de croșeu de stânga, uppercut, rapid. Oh, dreapta peste umăr. O contră de dreapta peste umăr. O lovitură bine dată de Viorel. Viorel este un băiat serios care muncește foarte mult. Va câștiga cu siguranță acest meci, spunea și Lucian Bute. Nu trebuie să se arunce prea mult. Țină cont de experiența adversarului. Adversar care îl pândește tot timpul. Uitați-vă cum se așează și se ferește bine, exact, pe Encarnacion. Un percut de dreapta, mult prea jos, cât prevede regulamentul. Iată și unul de stânga, care n-a fost bine plasat. O stânga dată de Viorel în abdomenul adversarului. Iarăși. A contrat bine acolo Viorel Simeon, însă. Se-a ridicat bine la cap. Nu trebuie să riște prea mult Viorel. Din nou, extraordinară. O serie de croșe la cap, care și-a înfins adversarul în corzi.
A urcat foarte frumos Viorel Simion, care are o explozie incredibilă acest boxer. E cel mai tare. A revenit pentru repriza a doua. Viorel Simion a câștigat, spunem noi, prima repriză. A arătat bine. Mult mai prudent la început cele de-a doua reprize de Viorel. Ce frumos! Ce coșul de stânga! Cu care a urcat de la corp la cap. Iată un nou cu Viorel. A încercat un lucru de dreapta adversarului, cu Viorel a blocat foarte bine. Iată că a dat drumul la stânga Viorel din ce în ce mai mult. Croșeul de stânga pare a fi arma favorită a românilor în această seară, după ce Jojo Dan l-a făcut knockout pe adversarul său cu aceeași execuție. Decis, motivat. Viorel Simion. În 2006 a debutat la profesionism. Doar 7 meciuri până acum pentru Simion, care arată cu toate acestea foarte bine în ringul profesionist. 7 victorii meritate. Viorel muncește, îl cunosc și muncește pentru fiecare meci cu sârguință. Un meci dificil pe plin această seară, un adversar care îl pândește, care contrează lovituri. Viorel ar trebui să dea drum mai mult la coșurile astea de stânga, coșurile largi de stânga, se deschide foarte mult pe partea dreaptă adversarului. Că Viorel îl duce în corț, coșurile de... Din nou, 1-2 pentru Viorel, care intră, e în corț adversarul său. E cu o clasă peste Encarnacion Viorel Simion, deși are un adversar destul de viclean. Centura WBC mediteraneană, a doua care este pusă în joc în această gală. Pentru ea luptă Viorel Simion. Atacuri firave ale lui Encarnacion, se știe să se blocheze Viorel. Oh, din nou, stânga, croșeul de stânga al lui Simion. Iată cum își provoacă adversarul, care răspunde. Acesta este boxul spectacol făcut de Viorel Simion. Începe repriza a treia, Viorel Simion contra Rudy Encarnacion. Am văzut ceva spectacol la sfârșitul reprizei a doua. Viorel Simion și-a lăsat brațele jos, s-a provocat adversarul. Se simte bine, se simte încrezător. Un lucru care este bun pentru el. Ar trebui să fie atent și să nu riște prea mult. 3 croșe date la rând. În gard au fost aceste lovituri ale lui Encarnacion. Iată că îi dă și el o replică lui Viorel Simion. Pentru că nu-l cunoaște pe Viorel. Acum aș permite să răspundă la provocări, să vedem cum va arăta ceva reprize mai încolo. 10 sunt programate pentru acest meci. Frumos lucrează cu stânga Viorel Simion. Au fost acolo două directe la rând, date cu mare viteză. A coborât cu stânga de întâmpinare la... abdomen, n-a urcat la cap, din păcate. Iată, un upercut de dreapta, croșeul de stânga.
blocat bine Uppercut de stânga adversarului. Stânga, stânga. O revenire frumoasă, doar că adversarul a intrat cu capul. Mișcare foarte periculoasă. Iată ce Uppercut de stânga. Și Viorel a ripostat la cap. Frumoasă serie pentru Viorel. Și-a atins adversarul. Din nou schimburi mari, schimburi în mare viteză. Un adversar bun acest Encarnațion, iată. N-a venit aici pe post de carne de tun. Dă o replică onorabilă. Este un adversar pe măsura lui Viorel. Un adversar care luptă și își dorește victoria probabil. Dar că nu-l cunoaște pe Viorel. Iată ce serie frumoasă. Uppercut s-a ridicat la cap cu lovituri. Schimburi bune de o parte și de alta, parcă cu un plus pentru Simion. Ultimele secunde ale reprizei, să vedem dacă cei doi vor înteți ritmul, așa se pare. Iată-l pe Spaniol în corzi. Suntem din nou în direct cu sala polivalentă din București, unde imediat după acest meci va urma main eventul dintre Adrian Diaconu și Chris Henry. Meciul de $1,000,000, cum a fost supranumit, pentru că atât însumează bursele celor doi boxeri din main event. Un meci care trebuie să reamintim va fi foarte, foarte frumos. Ca și acesta, de altfel, n-am prea văzut meciuri, n-am văzut deloc, de fapt, meciuri plictisitoare în această gală. Să reamintim knockout-ul. Exact, knockout-ul lui Jojo Dan. Schimburi dure de lovituri între cei doi adversari. Mă gândeam la cum vor arăta mâinilor după acest meci. După cele 10 reprize de bătaie. Se simte o lovitură chiar dacă o dai tu, nu se simte în pumn. Trebuie să dea drumul mai mult la stânga Viorel pentru a-și împinge adversarul în corzi, a dezechilibra, să nu-l mai lase să așeze bine pe picioare. Iată ce frumos se ridică la cap. Domină meciul Viorel Simion. Iată, știe să pune presiune pe adversar, deși și acesta dă, dar nu la fel de eficient. Schimburi puternice și un croșeu de stânga frumos al lui Simion. Viorel Simion lovește mai bine, este evident acest lucru, din nou croșeu de stânga. Viorel n-a trebuit să intre în jocul adversarului, a trebuit să facă ce știe el cel mai bine, să lovească în interior, nu în larg. Loviturile bune sunt cele din interior. Te protejează, te ajută să fii închis atunci când adversarul lovește. Oh. L-a lovit doar Razan cu acea lovitură Encarnațion pe Viorel. O lovitură care nu este bună. Oh, frumoasă din nou croșeul de stânga. Frumos, s-a ridicat cu acest Uppercut de stânga la cal după o serie. A
revenit în direct. Am văzut ceva serii foarte spectaculoase din repriza trecută. Suntem în repriza 5 dintre cele 10 programate. Trebuie să știi că am primit niște amenințări din partea unor copii care vor să mă provoace la box. Iată ce dreaptă bună pentru Viorel. Ar trebui să, exact cum faci, să miște. Au, ce schivă frumoasă, a ieșit cu locul, a încercat o serie la cap. Acesta este stilul lui Viorel, așa ar trebui să boxeze, îi merge foarte bine. A început bine repriza. Viorel Simion, de 3 ori medaliat cu bronz la mondiale europene de amatori. Un palmares bun în spate, a trecut exact în momentul când a trebuit la profesionism. Și asta a trecut la vârstă, nu ca mine, ca moșu, la o vârstă destul de înaintată. Când alții sunt sătui de box, eu am luat-o de la capăt. Un blocaj bun pentru Viorel. Asta l-a ajutat foarte mult, a știut să blocheze. Cred că noi ne-am bucurat dacă Simion ar avea rezultatele tale. Chiar merită să-l aibă, pentru că este un copil cu minte. Își vede de munca lui, muncește, are o performanță și uite, priviți la el cum luptă, nu face pasul înapoi. Este micuț, la fel ca și mine. Șansa lui este de a fi lângă adversar și a scăpat acolo, s-a băgat pe sub umărul adversarului, dar trebuie să profite Viorel de acest moment mai puțin plăcut. A fost dreapta care și-a atins bărbia adversarului. O lovitură bună pentru Viorel, ar fi putut finaliza acest meci. O lovitură perfectă, după ce am lăudat atâta croșeul și uppercutul de stânga, acum dreapta și... I-a intrat foarte, foarte exact. Bine. Acum dreapta își puneți cuvântul. Dacă nu mă înșel, a fost penalizat acolo cu un punct în Carnacion. Uppercut de stânga. Nu cred, pentru că nu a fost numărat, cu toate că merita acest lucru. A fost în dificultate. Și merita să... Ia uite, o serie... No. O serie frumoasă de directe la capul adversarului, speriată de Viorel. Uppercut. A încercat greșeul larg, urmat de dreapta. Din nou un corz Encarnacion, din nou amețit. Și se ține de adversarul său. O repriză mai bună decât oricare alta pentru Viorel Simion, care își poate termina adversarul acum. Pe departe cea mai bună repriză. Blocaj bun pentru Viorel. Și caută adversarul, duce în corzi. A încercat un croșet de stânga, a schivat foarte bine Encarnacion. Un uppercut cu Viorel, un uppercut de dreapta, adică la cap. Iată adversarul în corzi. Hai Viorel! Dă și Encarnacion acolo, se vede însă că i-a mețit. Se termină repriza. Iată o luptă de box profesionistă. Cei doi s-au încălzit, vom aștepta la reprize mult mai frumoase și la serii de lovituri pe atât de periculoase. Mișcări frumoase pentru Viorel, își pregătește atacul, a încercat un 1-2. Suntem doar în repriza 6-a și o să spun că am văzut punct pentru un meci de 10 reprize. Așa e, un meci mai spectaculos decât multe altele cu pretenții la această categorie. Să reamintim că am avut și un knockout pe cinste aici în sală în seara aceasta. Și ce knockout reușit de Jojo Dan în repriza 3-a cu Raul Balbi în cel mai important meci al vieții lui pentru Dan. Ce stângă pusă de Viorel în capul adversarului. Din nou, aceea stângă. Foarte concentrat, foarte decis pare Viorel Simion. Viorel bombardierul. Simion. Viorel bombardierul care a luat această luptă chiar în serios. Nimic nu-l poate opri pe Viorel în această...
în acest drum al lui spre, spre o centură de campion mondial. Lovește puternic la Cope Encarnacion, dar cum revine Viorel? A încercat spaniolul. Oh, ce contra frumoasă, Viorel. Bine, Viorel, croșeu de drag, de stânga larg. Adversarul este în corzi, în dificultate, se blochează. A încercat un parcurs de dreapta. Hai, trebuie să-l atingi Viorel. Cu eschivă frumoasă, s-a ridicat Viorel cu dreapta la cap. Încarnacion face pasul în spate, gata. Acum poate fi momentul lui Viorel Simion, adversarul nu mai răspunde, iată, nu mai dă lovitură după lovitură, cum o făcea în reprizele trecute. I-a mai pierit un pic cheful de luptă cu Viorel Simion. Dacă până acum, exact vorba ta, făcea schimbul de lovituri de Adel, că acum a început să facă pasul din ce în ce mai mult spre, spre corzi. Că pasul în spate. Un uper cu dreapta de larg, a eschivat bine. Serii, serii ale bombardierului, iată de ce îi se zice bombardierul Simion. Ultimele 10 secunde au fost anunțate ale acestei reprize. Iată, l-am avut pentru o secundă, poate, în direct pe, pe Adrian Diaconu. Și tu, Moșinel, formă și l-aștept cu nerăbdare în ring. Și tu l-ai aplaudat. Să-ți dezlănțuie seriile largi de lovituri. Pare până atunci să-l urmărim pe Viorel, care, care ne desfată din plin aici. Cu, cu serii de, de lovituri și... și box adevărat, iată, iată, o serie urmată de o dreaptă la cap. Știm că e puternică această dreaptă a lui Viorel Simion. Este o dreaptă care ar putea termina meciul în fiecare clipă. Ați văzut mai devreme când și-a lăsat adversarul pe colț. Iată ce tactică a adoptat Viorel. Mișcări repetate, stânga-dreapta, stânga-dreapta. Viorel își caută adversarul, duce în corzi. Cu spatele la corzi adversarul, iată-l, iată-l în dificultate. Viorel a părut un pic supărat că i-a despărțit arbitrul așa de repede. Dragi iubitori al boxului, în seara aceasta aveți un, un match extraordinar. Acesta este boxul profesionist, aceasta este lupta. Un adevărat co-main event al galei, acest match. Pe deplin meritat de, de Viorel acest titlu. Co-main event, a luptat ca să, să câștige acest match din toate puterile și o face în continuare. Tot timpul cu, încearcă să jucă adversarul în corzi cu lovituri largi, repetate. Un doiuri, stângi. Un doi, un doi încearcă Viorel. Iată, uppercut s-a ridicat croșeul la cap. Blochează bine Viorel. Izolat, lovește spaniolul acum. Două croșee de stânga și de dreapta. Blochează și... a făcut un pas în spate Viorel. Oh, croșeu de dreapta, urmat de stânga. Lovituri din ce în ce mai bune pentru Viorel Simion. În orice moment se poate dezlănțui. Este repriza a șaptea și putem să spunem că am văzut foarte, foarte multe lovituri. Iată, a încercat o dreaptă, oh, urmată de croșeu. Cred că i-a prins bărbia cu acel croșeu de stânga. Din nou lovituri bune, răspunde și Encarnacion, parcă numai ca să ne Encarnacion renunță din ce în ce mai repede la luptă. Dacă până acum stătea la schimburi de lovituri, iată-l că a început să fugă din ce în ce mai mult de contactul cu, cu Viorel. I-a prins. Croșet de dreapta l-a oprit Viorel din... și-a, și-a dat drumul, s-a dezlănțuit. Croșet, serie de croșet. Se simte din ce în ce mai bine Viorel. Jumătate de minut mare până la finalul acestei reprize. Viorel este dezlănțuit pentru, pentru a câștiga acest meci. Eschive frumoase, stânga-dreapta, stânga-dreapta. Provoacă, provoacă adversarul în corp și acum vom... Iată că adversarul și-a, și-a prins, l-a prins pe Viorel. Și sfârșit de repriză se anunță. Croșel.
revenit încă două reprize. Viorel îl poate pune jos pe Rudy Encarnacion. Încă trei reprize, mă scuzați. Suntem în cea de-a opta. Încerca Viorel o serie scurtă cu de uppercut-uri, s-a ridicat la capul croșeu. A eschivat foarte bine Encarnacion. Stânga bună pentru Viorel, a doua stângă urma. Stuce adversarul, caută să-l ducă în corp, pentru acolo lucrează el cel mai bine. Adversarul nu mai are spațiu de a fugi. În corp, aici, Viorel a scăpat această acolo. Serie. Deja are o mică rană la arcada dreaptă, spaniolul. Noi o vedem de aici. Iată un 2, o serie la domenț, adică la cap. A încercat o serie de croșee urmată de... O serie de uppercut-uri, s-a ridicat la capul croșeie, iată pe Viorel. Ce cadență are acest Viorel Simion. Ce viteză, din nou. Oh. Spirit de luptător adevărat acest Viorel. Nu l-am văzut până acum să facă un pas în spate. Stânga urmat de uppercut de stânga, foarte, foarte bine. O replică slabă, iată-o croșeu, croșeu, se lasă în curs. Uppercut de stânga. O dreapta lui Viorel, care l-a întâmpinat, iată, a încercat și a dus o dreaptă. O serie la cap, dar lui Viorel, iată, uppercut. Se poate termina acum. Un coș de amândoi. Lovește Viorel uppercutul, se ridică la cap. Arbitru desparte. Nu înțeleg de ce i-a despărțit acolo arbitru. Erau deja despărțiți. Mă rog, lupta continuă și excepțional boxează Viorel Simion. I-a spart și nasul acestui spaniol, Viorel, bombardierul. De secunde din această repriză. O altă repriză perfectă făcută de bombardierul Simion. O stângă în capul pieptului dată de Viorel. O serie la cap Viorel. A revenit pentru ultimele două reprize. M-am oprit puțin pentru că Amy Hayes a anunțat niște scoruri. Toate în favoarea lui Viorel Simion. Erau doar scorurile până repriza a 8-a. Viorel conduce detașat la puncte. Au fost scoruri în unanimitate. Toți arbitrii au dat toate reprizele lui Viorel. N-ai cum să nu dai pentru Viorel, a fost peste adversarul lui. Oh, a căzut acolo din prea multe lani. Da, a aruncat cu un 1-2 dezechilibrat. S-a aruncat ca o panteră Viorel. Iată ce croșeu au Viorel, ar fi trebuit să mai încerci unul direct de dreapta. Ușor de spus acum din afara ringului. Nu uitați că este repriza a 9-a. Au fost schimburi dure de lovituri de-a lungul reprizelor. Ați avut mai devreme în imagine scorurile toate în favoarea lui Viorel Simion. Viorel trebuie să știe acum cum să-și dozeze efortul pentru ultimele reprize. Să fie blocat atent. Ce serie la cap frumoasă! Frumoasă serie pentru Viorel. Mereu reușește acest spaniol să se agațe cumva de Viorel și scapă de loviturile decisive. Gândiți-vă că are multe meciuri, are o experiență mult mai bogată decât a lui Viorel în boxul profesionist. Cu toate acestea, Viorel s-a impus în fața lui.
în afară de câteva replici mai slăbuțe, nu a reușit să-l pună în dificultate pe Viorel. În 99 a debutat la profesionist spaniolul, față de 2006 Viorel Simion. Probleme la bandajul lui Encarnacion. Un moment de respiro. Respiră, Viorele, respiră. Moșul Doroftei i-a dat sfatul lui Viorel Simion. Te-a ascultat imediat, moșule, ai văzut? Tu știi cum e povestea? Dacă n-ai un bătrân, cumpără-ți. Dar e cel mai important să respiri în aceste momente. Stânga, Viorel, te ridică cu percuturi la cap. Iată adversarul cum își agață pe Viorel. A încercat o dreaptă scurtă. Lovește aceste croșee în canasion la corp, multe croșee. Iată o dreaptă bună pentru Viorel, în dificultate adversarul. Agață. Cu schimburi frumoase de lovituri din care Simion a reușit să facă diferența între el și adversar. A fost spectacol, a fost și sânge chiar pe cămașa mea. Exact, pe cămașa moșului și pe foile noastre. Sunt urmele acestei partide. Brațele sus! Ce scuze! Poți să-l încurajezi și în direct. M-am... Suntem în repriza 10, o repriză importantă. O repriză în care poți fura impresia arbitrilor. Lucru pe care îl încearcă și Encarnacion. Iată, Viorel duce în corzi. S-a desfăcut bandajul mănușii stângi. Oricum, bătăios acest Encarnacion, rezistă. Face un meci bun. Urmează după acest meci imediat. Deci n-am învățat și noi un pic de spaniola asta să știm ce să-i spunem lui Simion. Iată, a încercat un uppercut de stânga. Viorel este un luptător, nu vă faceți griji pentru el. Știe să lupte, știe să... Ce lovituri acum! Vituri dure de ambele părți. Este ultima șansă adversarului, dar nu-l cunoaște pe Viorel destul de bine. Cred că nici acum, în cea de-a 10-a repriză, n-a înțeles cine este Viorel. Mai de ce ca oricând Viorel Simion, acum e momentul. O serie interior, la cap, serie Viorel. Serie la corp, se ridică la cap. E cam amețit spaniolul, poate să vină spre el, să forțeze. A pus presiune pe el Viorel, iată-l că acum încearcă să lupte, îl spăcălește adversarul. Ceea ce este normal. Publicul răspunde la îndemnurile de aplauze ale lui Viorel Simion. Cercat un uper cu croșeul la cap, Viorel a scăpat adversarului ca primul reclacul de această serie. Toată sala îl încurajează pe Simion, a auzit și dumneavoastră, hai Viorel! Serie de croșeu urmat de dreapta. Iată un moment de respiro pentru Viorel, își scoate adversarul din... Așteaptă momentul să atace bombardierul. Și reacția Sălii se face lasă auzită. Un boxer care știe să facă și spectacol la doar al 8-lea meci al său la profesionism. Excelent, Viorel Simion. Bravo lui. Iată un cross, un uppercut urmat de dreapta. Arriba, îi se strigă lui Encarnacion de pe margine. Nu mai e cazul. Ei, nu-l cunosc pe Viorel, nu știu cine este Viorel. Viorel!
Ultimele 10 secunde întâmpinate cu aplauze aici în sală. Cei doi sunt dezlănțuiți. Iată ce serie. Se termină partida. A avut curaj arbitru să bage între cei doi în aceste momente. Au mizat mult pe ultimele, pe ultima repriză. Ați văzut reacția, reacția lor. Dar v-am spus, nu-l cunosc pe Simeon. Nu știu cine este Simeon. Acum vor ști cu siguranță. O partidă mare, a câta oare, de fiecare dată ne-a surprins Viorel Simeon. Viorel este un luptător. Ne-a surprins plăcut. Dacă va continua să meargă așa, să pregătească, va fi din nou un meci de titlu mondial la București. Avem în imagine seriile lui Viorel Simeon. Iată lovituri variate. La corp și la cap, lovituri pe care Viorel știe să le facă de la amator. Aplaudat Viorel Simeon, victorie fără probleme pentru el. După 10 reprize mai are forța să țină copilul în brațe. Bravo lui. Viorel este un părinte bun, își iubește familia. Se vede că e serios și că muncește. Dacă nu muncești, nu puteai duce ritmul celor 10 repede din această seară. După acest meci urmează main eventul galei, titlul interimar WBC între Chris Henry și Adrian Diacon, titlul care poate deveni oricând unul plin. Unul adevărat de care Adrian are nevoie. Un titlu de campion mondial. O merită după anii lungi de stat în Canada, de muncă până la epuizare. Mai are un singur hop de a câștiga acest titlu. Se aduce în fața sălii centura WBC mediteraneană, cea pe care a câștigat-o cu siguranță Viorel Simeon. Sigur a câștigat, am avut scorurile după repriza 8-a. Prima centură din cariera acestui boxer. Un boxer crescut în România la profesionism. 98-91. Același scor. Și 99-90. And the new WBC Mediterranean Featherweight Champion. He is Viorel Simeon. Viorel Simeon întâmpinat cu Urale. Aici prima centură din cariera lui a câștigat. Detașat Viorel Simeon, titlul WBC mediteranean. Centura este mânată de supervisorul WBC Cosinu Ishii. Bravo lui. Și de președintele Federației Române de Box, Rudel Obeja. Noi ne vom întoarce, cum spuneam, pentru main eventul gale, titlul mondial, WBC, Chris Henry și Adrian Diaconu. A fost acesta un meci superb. Rămâneți cu noi, va veni și Lucian Bute aici lângă noi ca să comenteze meciul. Revenim imediat.